În perioada de vară-toamnă, tocana de legume este un deliciu culinar și toată lumea știe că mâncărurile mănăstirești sunt deosebit de gustoase. Cine a avut ocazia să mănânce o tocană de legume ca la mănăstire, cu siguranță și-a dorit să afle care sunt secretele din spatele acestei rețete senzaționale. Conform știri.fresh24.ro, pentru cei care au gustat măcar o dată tocana de legume ca la mănăstire, cu siguranță și-ar dori să încerce și acasă această rețetă. Tocana de legume ca la mănăstire nu necesită mult timp pentru preparare și nici multă îndemnare. Aceasta poate reprezenta oricând un foarte bun aperitiv, la fel cum este zacusca sau alte preparate de acest fel. Pentru tocana de legume ca la mănăstire, ingredientele folosite sunt 1 kg de morcovi, 1 kg ardei capia, 1 kg gogoșari, 3 kg de roșii, 4-5 ardei copți, 300 ml ulei. La acestea se mai adaugă sare, piper și foi de dafini. Pentru această rețetă de tocană, măicuțele întâi curățau ceapa pe care o tocau mărunt. Pe urmă, morcovul se dă pe răzătoarea mare. Într-o oală se pune uleiul la încins și se adaugă ceapa tocată și morcovul dat pe răzătoare, cu o linguriță de sare neiodată. Ulterior, se dă focul la mic și se amestecă periodic până când se înmoaie legumele. Între timp, ardei și gogoșarii se taie fâșii. Când ceapa și morcovul s-au înmuiat, se adaugă ardei. Se amestecă și se fierbe tocana în continuare până se înmoaie și aceștia. Se adaugă ardei copți curățați de coji și semințe și se rup fâșii. Roșiile se opăresc și se fac pastă. Se adaugă pasta de roșii și se mai fierbe tocana circa o jumătate de oră. Se potrivește de sare, se adaugă piper și câteva foi de dafin. Se mai fierbe 10-15 minute, după care se toarnă fără a opri focul în borcane sterilizate. După se pun capacele și se așează borcanele cu fundul în jos pentru 5 minute. Ulterior, se pun borcanele între pături pentru a se răci încet și a se steriliza. Când s-au răcit, se așează în cămară. Tocana de legume ca la mănăstire este un aperitiv excelent și o gustare deosebită și ideală în perioadele de post, relatează știri.fresh24.ro.